Noi, cei din secolul XXI, putem trăi o viață de sfințenie, la fel ca și apostolii, la fel ca și părinții din secolul V, din secolul X sau din secolul XV. Și pentru a argumenta acest lucru, îmi vine în minte acel dialog pe care l-a avut Sfântul Silvan Natonitu cu cineva venit din Occident, care surprins că părinții din mănăstirea lui îi citeau pe Sfinții Părinți din vechime, cu care și noi suntem obișnuiți în spațiul teologic, l-a întrebat cum se face așa că în Occident, mai degrabă în spațiul, în mediul universitar se întâmplă acest lucru. Și Sfântul Siluan, fără superbie, i-a răspuns, nu doar că îi citim, ci dacă scrierea lor ar dispărea, am fi capabili să le rescriem. Era vorba de o învățătură, bineînțeles, nu era vorba de un textul propriu zis, și era vorba de o învățătură, dar mai ales era vorba de această continuitate de viață. Ortodoxie înseamnă continuitate de credință manifestată în viață.